Tensiuni diplomatice între Beijing și Moscova după ce Rusia a refuzat intrarea pe teritoriul său a mai multor cetățeni chinezi. Ambasada Chinei a criticat tratamentul aplicat cetățenilor săi, pe care l-a calificat drept incompatibil cu relațiile de prietenie dintre cele două țări. Cei 5 cetățeni chinezi au încercat să intre cu mașina în Rusia din Kazakhstan la sfârșitul lunii iulie. Atunci, după 4 ore de examinare, li s-au anulat vizele. Diplomații chinezi s-au întâlnit ulterior cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și cu reprezentanții agențiilor de frontieră ale Rusiei. Oficialii au subliniat în mod clar că aplicarea brutală și excesivă a legii de către Rusia în acest incident a afectat grav drepturile și interesele legitime ale cetățenilor chinezi. Oficialii ruși declaraseră că Rusia primește cetățeni chinezi și nu are politici discriminatorii împotriva lor, dar și că destinația de pe cererile de vize ale celor 5 nu corespundea cu destinația lor reală. Tensiunile diplomatice au loc în ciuda faptului că Beijingul și Moscova s-au lăudat în repetate rânduri cu relațiile lor puternice, de când președinții Xi Jinping și Vladimir Putin au anunțat formarea unei alianțe în februarie 2022. Acum însă, China a anunțat că va trimite un oficial de rang înalt în Arabia Saudită pentru discuții în vederea găsirii unei soluții pașnice la războiul din Ucraina, la un forum care exclude Rusia. Acest lucru este perceput drept o lovitură diplomatică dată de Kiev, Occident și gazdele saudite. Relațiile dintre cele două state sunt complicate și de faptul că Rusia depinde tot mai mult de piața și moneda națională chineză, dar și de faptul că Beijingul subminează tot mai mult influența Rusiei în Asia Centrală.